După aproape 4 luni sub asediul pandemiei de COVID-19, Europa se pregătește să relaxeze cu prudență o parte din restricțiile aplicate. Comisia Europeană a făcut o serie de recomandări statelor membre cu privire la deschiderea treptată a frontierelor și etapele de reluare a transporturilor și călătoriilor. Adoptarea unor măsuri coordonate de redeschidere ar putea salva măcar o parte din activitatea turistică din acest an și implicit milioane de joburi din acest domeniu care a fost brutal afectat de pandemie. De altfel, turismul este deosebit de important în economia comunității, unde deține 10% din produsul intern brut al Uniunii și 12% din locurile de muncă. Abordarea va trebui să fie coordonată și etapizată, recomandă Comisia Europeană. Pentru început, ridicarea restricțiilor de circulație ar trebui să fie făcută între țări sau în regiuni cu aceeași situație epidemiologică și unde starea de sănătate se îmbunătățește. Vor trebui să fie aplicate mijloace de izolare și protecție pentru cetățeni în timpul transportului. Comisia recomandă, pe de o parte, limitarea contactului între pasageri înșiși, adică să fie mai puțin pasageri în același timp, în același mijloc de transport în comun și, pe de altă parte, limitarea contactului între pasageri și personalul angajat în domeniul transporturilor. Cât despre reluarea în siguranță a serviciilor propriu-zise de turism, Comisia Europeană a stabilit un cadru comun de criterii necesare pentru acest lucru. Printre acestea, limitarea numărului de clienți, de turiști, adică în hoteluri și restaurante, și schimbarea modului de servire a mesei. În același timp, statele membre au fost de acord să permită funcționarea aplicațiilor inteligente de tracking și peste frontieră, în regim transfrontalier, astfel încât cetățenii europeni să poată fi avertizați în timp în cazul unei reapariții a infecției cu COVID-19 în zonele în care se află.